Golkipărul Stelei Ștefan Mușat este fericit de alegerea făcută în vară, aceea de a semna pentru cel mai titrat club de fotbal din România. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani, împrumutat de la Viitorul Constanța, a dezvăluit pentru Steaua TV începuturile sale în fotbal, pe ce post a evoluat înainte de a deveni portar, cine este golkipărul său favorit și care sunt pasiunile sale. Am început în 2009 când s-a înființat Academia de Fotbal a domnului Hagi. Am fost la niște selecții și norocul meu a fost că am fost păstrat din prima echipă, deoarece pe atunci se împărțea în cei mai buni și cei mai puțin buni. Ai fost portar de la început? Asta e ironia, un an sau doi am fost fundaș și mijlocaș, chiar se zicem de care, cum zice domnul Hagi. Iar apoi m-am reprofilat pe postul de portar. Ștefan Mușat a devenit campion al României anul trecut la juniori alături de Antonio Vlad, iar în acest sezon a fost titular la Steaua în 8 meciuri oficiale. Unul dintre capitolele la care excelează acesta constă în tehnica de lovire a mingii. Este un lucru principal la portar, să aibă jocul de picioare, deoarece asta se cere în fotbalul modern acum. Un portar nu mai e ca pe vremuri decât lungă și să apere. Acum un portar este ca un mijlocaș care își ajută echipa și iese la joc. Este vreun mare portar pe care îl admiri, de la care te inspiri? Da, este portarul de la City, Ederson Moraes, care de asemenea un joc de picior excepțional, după părerea mea, cel mai bun. E mai pe stilul meu și mă inspiră în tot ce fac. În România? Tătărușanu, că este asemănător la fizic cu mine, la stil, la aproape tot. Portarul Stelei provine dintr-o familie de sportivi. El este nepotul Elenei Frâncu, vicecampioană mondială cu echipa feminină de handbal a României în 1973 și ne-a dezvăluit ce sfaturi a primit de la fosta mare handbalistă. Cel mai important sfat de la mătușa mea este că poți să ai talent, poți să ai de toate, dar fără muncă nu poți să ajungi. Și muncă și răbdare este cel mai important sfat pe care a putut să mi-l dea vreodată. Tu cum te simți înaintea meciurilor? Mai tensionat, relaxat? Care e starea ta? În general, încerc să fiu relaxat, pentru că dacă sunt tensionat sau așa, se vede în jocul meu. Dar normal că este o mică emoție, o mică tensiune înaintea oricărui meci. Dar încerc să fiu relaxat ca să pot să eman asta echipei în teren și să mă simtă că sunt sigur pe mine și sunt acolo. Ce hobby-uri ai? Să conduc. Îmi place foarte mult, sunt pasionat de lucrul ăsta și de mașini. Steaua va disputa sâmbătă de la ora 11 ultimul meci de pregătire înaintea reluării returului. Partida cu CSM Alexandria va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV. Vă dați seama că așteptăm foarte mult meciurile oficiale, pentru că de asta ne pregătim, de asta jucăm, ca să intrăm în teren și să arătăm ce putem în meciurile oficiale, chiar și în cele amicale, dar acolo contează. Cum vezi acest retur, aceste meciuri rămase din retur și meciurile de baraj? Să luăm pas cu pas și la baraj să trecem mai departe, să promovăm.